aici un punct ăsta aici, am fost azi de 3 ori. Asta e a 4-a spate aici. Cei patru tineri cu vârste între 20 și 25 de ani din București au plecat într-o plimbare cu mașina către Stâna Regală din Sinaia. La întoarcere au derapat și au rămas înzăpeziți. Speriați de întuneric, dar și de temperaturile foarte scăzute, după ce au încercat să scoată mașina din zăpadă singuri, fără succes, în jurul orei 1:30 au apelat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita sprijinul jandarmeriei. În ajutorul lor au plecat patru jandarmi montani care au și reușit să-i recupereze. Acțiunea s-a încheiat în jurul orei 4:30, când toate persoanele au ajuns în siguranță în orașul Sinaia, fără a avea probleme de sănătate.